Salutare, prietenii noștri de AG Football, și bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră cu Cheltenham Town. Dar înainte de a începe acest episod, vreau să vă arăt o nouă achiziție pe care am făcut-o. L-am luat pe Hainol, sau cum se pronunță, din Canada. 30 de ani, 6 cu 1 înălțime, 400 de weak foot, mă rog. Asta e puțin important, ea are 3 tur early crosser și are statusuri decente, zic eu. Are jumping bun, are strength-ul bun și față de Parslow, care este nu, de care este descurcat dezastros, de fapt, dă un se descurcă și mai dezastros, așa că Parslow va juca altul de Hainol. Eu zic că e un upgrade destul de mare la echipă. Și da, fraților, acum vom juca niște meciuri, mă rog, ca de obicei. Data trecută am avut acea dublă, ca să zic așa, cu Chelsea și din cauza lui Kyrie Achilles am fost eliminați pentru că a ieșit greșit din poarta, asta e. Prima partidă cu Burnley, care sunt pe locul 16, deci vom simula cel mai probabil. Să vedem și cum stau lucrurile. Avem o săptămână cu Steven, nici așa că putem simula și putem trimite și cea mai bună în echipă în teren. Și să sperăm că această nouă achiziție ne va ajuta în defensivă, că ne vom putea apăra mai bine. Iată, i-au egal cu Portsmouth în ultima etapă, ceea ce înseamnă că sunt într-o formă bună. Shaq Park deschide scorul în minutul 5. Da. Figuera se accentează, aoleo, fuck. Meciul devine din ce în ce mai rău, din ce în ce mai rău se transformă această partidă. Pel egalează, bine pe el. Hai măcar scoate un punct, dar ni s-a accentat și mijlocașul. Va câștiga o schimbare, hai să vedem. Bă, cred că se va termina un egal, nu știu. Intră Dayton, hai. Weston 2-1 și Kemba rata și penalti. Pierdem cu Barnett din cauza acelui gol luat pe final. Pierdem acea partidă din nefericire și probabil ne mai depărtăm puțin de Portsmouth în clasament. Asta e, n-avem ce să facem. Iată și niște vești bune, pentru că Devante Cole crește 68 overe pentru atacantul nostru senzațional. I-au crescut 5 atribute la acest antrenament. Iată în clasament Colchester și Plymouth sunt la 5 puncte de noi. Va urma partida cu Stevenage și vom afla și cât timp ne va lipsi Figuera. Iată, am primit și scout reportul pentru Alexandrov și pe el am vrut să-l iau. Are 68 overe, dar avea salariul de 9000 și nu prea aveam bani, sincer. 2 zile, atâta Figuera accentat. Bă, hai că e bine. A fost doar o accentare ușoară. Vine partida cu Stevanici pe locul 12. Hai că joc cu cei de la Stevanici pentru că e un meci mai important. Și nu sunt chiar așa din spate față de noi. Totuși vreau să batem, ne trebuie victoria pentru că nu vreau să pierdem contactul nici cu liderul Portsmouth, dar nici să ne chinuim cu celelalte echipe. Va juca Hall aici. Și cam așa arată echipa, cred. Hai, joacă și Keegan Pereira, n-a mai jucat de mult, joacă și Cotal. Codut, Burna, Kagawa, atacul nostru letal. Și să înceapă partida de pe Town Park cu Stevenage. Iată, plouă în această seară, Stevenage primește însă visa lui Cheltenham Town. Să sperăm că terenul nu va fi afectat de această ploaie urâtă. Venind după înfrângerea aceea cu Barnett, o înfrângere care nu prea ne-a ajutat, însă hai să încercăm ca asta să ne revenim și să batem pe echipa gazdă. All pentru Woodburn. Woodburn! Ce șut slab trimite Woodburn. Era bun. Ok, Woodburn. Woodburn faultat acolo și e penalti. E penalti fără discuție, faultat clar Woodburn. Veți vedea mai bine pe reluare, însă opinia mea este că, a fost foul clar. Ia să vedem pe această reluare. 25, clar, îl faultează pe Woodburn. E penalti fără discuție și va bate Devante Cole. Bate Devante Cole acest penalti. Sunt dacă și înscrie, nu face, ratează penaltiul. Oh, și pierde Cotal. Parslow, tu trebuie să te ocupi de această fază. Nu face, o pasă și un șut pe lângă poartă. Fuuu, mamă, deci când greșim în defensivă, aproape inevitabil adversarii reușesc să șuteze la poartă. Viteză superioară. Figuera scoate incredibil portarul lor. Mamă, mă, cum naiba a șutat Figuera așa de prost de acolo? Deci mă așteptam să trimită direct lângă bară, dar a șutat foarte slab. Hol. Dă pe Col. Col. Col! Scoate portarul! Mamă, gamea și picioarele. Nu voi centra pentru că Col are o lovitură de cap oribilă. Hai, însă Col.
Cola a preluat bine balonul. Col șutează, scoate portarul lor din nou. Fantastic acest portar al lui Stevanici. Levante Col a depășit toată apărarea, însă o paradă de excepție a portarului celor de la Stevanici. Din nou apără omul ăsta. Și se termină egal cu Stevanici. Un meci dominat de noi în ultimul hal. Famă, frate, ce am dominat această partidă, însă pierdem două puncte importante. Pierdem două puncte importante, zic eu. Împotriva celor de la Stevanici. Și asta se vede și în clasament, iată, se apropie Plymouth. Se apropie Plymouth, iar noi am pierdut două puncte importante acolo. Chiar nu mă așteptam cu Stevanici, adică după cum a început acea partidă, sincer să fiu, când am avut penalti cu Cole, eram sigur că voi face 1-0 și că meciul va fi ușor, însă Cole a ratat penaltiul și... De... Sandra, poate voi juca, voi vedea. Avem meciul cu Wickham, voi trimite ea cea mai bună echipă și vă rog, băieți, faceți un rezultat bun. Vă rog, băieți, nu mai pierdeți puncte importante. Jucăm însă în deplasare și asta nu prea ne ajută. Tot sper la o victorie, cumva să batem. Ia să vedem. Minutul 10, nimic deocamdată. Hai să mai avansăm puțin. Nu știu, nu dau skip pentru că atunci când am skip am senzația că am șanse mai mici de victorie, sincer. Deci nu s-a întâmplat nimic în aproape 40 de minute, ești nebun? Și parcă văd acum, golul lui, că-mi și pierdem. Fac ăștia o schimbare, multe schimbări, a intrat Hall în locul lui Cole? Stai, ce? Nu se întâmplă nimic. 0-0 cu Wickham, absolut nimic nu s-a întâmplat în această partidă. Absolut nimic nu s-a întâmplat în această partidă. Să din câte văd, aceste egale a depărtat și mai mult de primul loc care nu promovează, așa că nu mă supăr asta, sincer. Ideea e că vreau să simulez ca să ajungem mai repede în următorul sezon, când va fi deja mai interesant, știți? În acest sezon deja nu prea e interesant, pentru că sunt echipe slabe, știți și voi. Nimeni nu crește, dar tot se dezvoltă, ca să spun așa. Va urma partida cu Crewe Alexandra și apoi cu cine mai avem ea? Cu Cambridge, cu Morecambe, cu Leighton, nici nu știu cu cine voi mai juca, pentru că sunt foarte multe meciuri de simulat, sincer să fiu. Cu Alexandra locul 14 voi simula și cu ei cel mai probabil. Echipa aia e cât de cât ok. Da, sunt ok băieții. Simulăm și cu Crewe Alexandra pentru că nu are rost să jucăm. Văd că toate echipele din campionat se încurcă. Ăștia au bătut Hartlepool-ul și Colchester în ultimele etape. Să vedem ce fac ei cu noi. Minutul 15, nu se întâmplă nimic. Col deschide scorul. Bine, Col. Hai, ne apropiem și noi de în sfârșit de o victorie. Sau ne egalează? Egalează Davis, evident. Fa, Nakagawa 2 la 1, dau skip, 2-1, bine Nakagawa, bate pe Crewe Alexandra. 3 puncte importante care ne vor duce mai în față în clasament. Urmează meci cu Cambridge. Iată, suntem la doar un punct de cei de la... Suntem la doar un punct de cei de la Portsmouth și vom juca cu Cambridge pentru că ăștia sunt pe locul 5 și chiar nu vreau să mă risc. Dar am ajuns la partida cu Cambridge United, partida pe care o vom juca. Să sperăm că vom avea mai mult noroc decât în primul meci pe care pur și simplu nu l-am putut câștiga din cauza a foarte multe ocazii ratate. Joacă Pereira aici, joacă Cotal. O'Shanks, bă, nu joc eu cu Parslow și cam așa, cu Downs și cam așa vine echipa. Să înceapă partida de pe Kart Lane, Cheltenham Town, Cambridge United. Meci greu, meci foarte greu de la această oră. Bine, măcar că jucăm acasă, iată, Cambridge e cel mai bun record în deplasare, noi suntem doar pe locul 5 în acest clasament al meciurilor în deplasare. Pasă, ce pasă, dacă este pasă asta la Nakagawa e nebunie. A ieșit pasă la Nakagawa, Nakagawa șutează prost de tot și Norris prinde. Nakagawa ăsta e foarte rapid și pot să trec ușor cu el, are stamina mare. Pasă pentru Woodburn, bară! Bară Woodburn, minutul 21, puteam deschide scorul foarte simplu acolo. Mamă, e nebun belul ăsta. O, și trecere și un șut, Kyriakidis. N-avea cum să aibă probleme, însă aș fi preferat să prindă balonul ăla. Mamă, nu. No, ce șut înșelător, mingea însă se scurge pe lângă poarta noastră. Încă o ocazie și pentru Cambridge. Da, se termină 0-0 cu Cambridge. Un meci din nou dominat copios de băieții noștri, însă iar n-am reușit să marcăm. N-am reușit să marcăm, deși apărea acolo că am avut doar două șuturi. Am avut mult mai multe faze de poartă decât ei, însă n-am reușit să marcăm. Și așa se termină 0-0 și cu Cambridge United, asta e.
Dar, fraților, m-am mai uitat puțin după meciul cu Morcă, o avem cu Leyton Orient și pe acel meci îl vom juca. Să cu Morcă nu prea are rost să jucăm așa că sper ca măcar Lanterna Roșie să o putem învinge. Iată, au trei înfrângeri la rând. Hai să le dăm noi pe patra. Avem o echipă bună în teren. Atacul nostru letal a trebuit să-și facă treaba teoretic. Ia să vedem. Opa, ratează așa penalti. Ce facem, băieți? Ține, domină, Crestănea, Galben. Mamă, mă. Se pare că nu ne descurcăm prea bine în simulări. Deocamdată, minutul 50, intră Waiters în locul lui Devante, col, iată, col. Nu prea este bine văzut de antrenorul nostru. Secund și pierdem cu Lanterna Roșie. Să vedem dacă o putem obține acum. Aș mai schimba puțin la mijlocul terenului. Hai, Holt, te rog, eu măcar acum joacă și tu mai bine. Să înceapă partida cu cei de la Leyton Orient și să sperăm că putem învinge. Dar iată-ne la meciul cu Leyton Orient. Suntem într-o formă foarte slabă, foarte puține puncte acumulate în ultimele etape. Cu toate astea, suntem în continuare pe locul al doilea, însă adversarii noștri au început să-și mai câștige și partidele, așa că ar cam trebui ca și noi să facem același lucru. Simpson, o pasă, oh my god, ce gol! Ce start de meci au oaspeții de la Leyton Orient și în minutul 5 se deschide scorul. Mamă, frate, n-aveam nevoie de așa ceva, n-aveam nevoie de un asemenea start de meci. Mamă, frate, bă, dar fii atent cât de ușor s-a descotorosit de fundașul nostru central, iată. Iată cât de ușor la acea primare a făcut toți banii și marcatorul golului este în Omo cu al șaselea său gol stagional. 1-0 pentru Leyton și n-am început deloc bine acest meci. O, col, bine col. A trecut magnific Devante, col. 1-1. 1-1, minutul 9, Devante col. Nu se desminte și egalează. N-am mai marcat de multe meciuri Devante col, deci încă am pierdut încrederea în el. Înseamnă că această fază superbă îl readuce ca titular, să zic așa. Chiar mă gândeam să scot din titular, însă această fază bine lucrată de atacantul nostru demonstrează că este un jucător bun. Al 8-lea său gol, 1-1, minutul 9, un start de meci foarte spectaculos, două goluri. Arțămoș, ce pasă bună pentru Devante Col, care înzera însă în offside. E în offside Devante Col și nu se pune acest gol. Mamă, frate, ce bine era să avem 2-1 acum, însă a fost offside mare la Devante Col. Vreau să văd reluarea totuși și să vedem. Da, offside însă destul. Mamă, offside-ul a fost chiar mic dacă stau să mă uit pe această reluare. Dar acum o pasă inteligentă și scoate Isaac. Scoate Isaac și mamă și plecă ăștia pe contraatac. Va pleca Bauer, bine că Bertram are viteză. Hai Bertram, e... Aoleu, nu. No, scoate! Scoate Kyriakidis. Joacă foarte rapid, se schimbă foarte repede lucrurile de la o poartă la alta. Tackling la minge, aș spune. Arbitru nu e de această părere și se dă roșu. Cartonaș roșu, Keegan Pereira. Mamă, fraților, asta e o decizie importantă făcută de arbitru. Keegan Pereira, cartonaș roșu și probabil va ieși un mijlocaș. Va ieși, nu este Pereira, este Hall. Și în locul lui Pereira va intra Pritam Kotal. Decizie controversată a arbitrului, mie mi s-a părut un foul de roșu, însă asta contează mai puțin. Iată, rămânem în 10 oameni și pornim cu un handicap important pentru restul partidei. Dar nici apărarea nu vreau să fie sacrificată, așa că m-am gândit să scot un mijlocaș. Iată pe Figuera, trece fantastic, 2-1! Gol! Figuera! Ce fază! Ce fază face mijlocașul venezuelan! Trivizua primește pasul de la Nakagawa. Driblează doi fundași și trimite perfect în plasă. Nu mai are ce să facă Isaac. 2-1 pentru noi. Întoarcem rezultatul înainte de pauză. Archimedes Figuera este cel care scrie. Caut, caut, soluții, nu găsesc. Mamă, și greșim! Greșim acolo. Mamă, și pasă, nu pot să cred. Nu, no, și ăsta e penalti. Tu-s morții mătii de joc. Bă, ce greșeală am făcut acolo. Îmi stric practic tot meciul cu acea, mă, frate, mă. Îmi stric tot meciul cu acea intrare brută și penalti. Va da pe mijloc, zic eu. Nu, dă perfect și e 2-2.
Mamă, mă, avea meciul mână și fac o greșeală inexplicabilă și 2-2. Dar ce bine a bătut și ăsta penaltiul, l-a trimis direct în plasa laterală. În omul înscrie dubla și 2-2. Nu am gol totuși. Și nu știu, chiar nu știu ce a fost în mintea mea să fautez acolo. Și un șut aici, aproape de gol. Oh, pasă pentru Nakagawa. Hai Nakagawa, du-te frate. Nu poți face. Trece magnific Nakagawa. Gol! Ce gol înscrie Nakagawa! Bă, dă-l încolo, mă, cum a trecut ăsta. Leo Messi de Anglia, Leo Messi de Liga a 4-a. Înscrie un gol magnific. Fiți atenți cum îi depășește pe ăștia. Fantastic, Nakagawa. Cu toată sinceritatea, dacă aveți cariere cu echipe mici, de seama cam cum este echipa noastră sau și puțin mai mare, luați-vi pe Nakagawa, nu o să regretați, un atacant magnific. Are un dribbling incredibil, o viteză senzațională și vedeți, a și finalizat bine. Dacă l-a antrenat puțin la shooting, devine un atacant senzațional. Este 3-2, minutul 89. Hai să nu mai pierdem victoria asta. Victoria asta trebuie să fie a noastră. Da, și final de meci, câștigăm, bă! Câștigăm cu 3-2, un meci nebun, un meci foarte greu, un meci spectaculos. Un meci chiar foarte spectaculos și plăcut ochiului, după părerea mea. Nakagawa ne-a adus victoria. Ne distanțăm iar la 7 puncte de locul 4. Asta e cel mai important, când ne-am distanțat iar de locul 4. Pentru că ne trebuiau aceste puncte foarte, foarte mult. Avansăm 2 zile și ne vom antrena și băieții. Partea următoare ar fi cu Accrington Stanley, nu știu pe ce loc sunt ei. Voi continua să simulez meciurile deoarece să nu prea mă motivează și iată, dar suntem la 6 puncte de Cambridge și avem și un meci în minus. Mamă, e perfect. Păi asta înseamnă că ne putem chiar permite să pierdem o partidă. Probabil Cole va mai crește odată în OVR. Da, 69 OVR pentru Devante Cole. Are deja 73 la finishing. Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Așa, să vedem pe ce loc este Accringtonul, să vedem ce vom face cu ei. Accringtonul spre... Surprinderea mea neplăcută, sunt pe 15 de la Accrington, așa că probabil voi simula și cu ei înainte de a încheia acest episod. După ce voi simula cu Accrington, probabil voi încheia, pentru că iată, avem data viitoare, avem partidă cu Portsmouth, ce meci se anunță. Vom juca cu liderul campionatului, se anunță un meci foarte greu pentru noi. Foarte grea să se anunță acea partidă, însă eu am încredere în băieții mei. Hai acum totuși cu Accrington să scoate măcar un egal. Astăzi nu că voi simula, nu voi juca această partidă. Voi simula, însă vreau să scoate măcar un egal cu Accrington, nu? Să vedem ce va ieși. Începe partida. Minutul 5, nimic deocamdată. Luăm un galben, nu au Messi și Cranston deschide scorul. Hai mă și noi cu o victorie în simulări. Egalează Key. La meci piciorul. Intră Boko, intră Brown, intră Rowe. Ăștia ne-au bătut parcă în prima etapă din sezon cu 3 la 0. Pe 2 la 1, este, câștigăm! Se accentează, mamă, s-a accentat Haino. Fix Haino se accentează, mă, deci cel mai bun fundaș central al nostru s-a accentat. Ah, fuck. Mi s-a accentat Haino, nu pot să cred. Nakagawa probabil va face 69 overe, însă avem o pierdere importantă chiar înainte de meciul cu cei de la Portsmouth. Da, Nakagawa face 69 overe, însă se accentează Haino. Nasol moment, domnilor. Foarte nasol moment. Ia să vedem cât timp va lipsi. Sperăm că nu mai mult de o lună. 2 luni și Haino nu va mai juca în acest sezon. Mamă, bă, deci l-am adus fix, bă, da, fix pentru sezonul ăsta l-am adus și s-a accidentat. Asta, iată, în clasament am egalat-o pe Portsmouth, însă ia un meci în minus și un gol averaj, mult mai bun se pare. Accrington rămâne pe 15. Iată, Morecambe au urcat și un loc, mai ales când ne-au bătut pe noi. Ia să vedem clasamentul golgheterilor, avem și noi pe cineva pe acolo. Apare nu mai pe nimeni, însă la noi marchează mai mulți jucători și de-aia. Probabil Portsmouth nici nu mai are meci până la partida cu noi, ne vom uita acum. Oricum, dacă îi batem, trecem pe primul loc. Ia să vedem. Nu, Portsmouth a jucat și a făcut doar egal, deci data viitoare avem duel pentru primul loc cu Portsmouth.
Ce meci se anunță, fraților? Însă până data viitoare, eu pun aici punctul acestui episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share, să dați un comentariu dacă vreți să mă ajutați. Până data viitoare, am fost AG Football, toate bune, la revedere!